Cel mai mare combinat siderurgic din România este acum o ruină. Istoria uzinelor de fier ale orașului Hunedoara are o vechime de peste 130 de ani. După căderea regimului Ceaușescu, această parte de istoria României a fost rasă de pe fața pământului. Oamenii locului au privit neputincioși cum s-a ales praful de tot ce însemna industrie în acest oraș splendid, chiar dacă acum este o rană vie. Gabriel Geamănu a mers la ruinele fostului combinat să vă spună povestea acestui dezastru. Aici este o imensă groapă care este, în fapt, o metaforă a atitudinii tuturor conducătorilor după 1989 asupra sau împotriva economiei românești. Toate colțurile țării au venit în orașul Hunedoara pentru că aici se câștiga mai bine decât în alte locuri. Era o industrializare pe orizontală și astfel orașul Hunedoara a devenit un colos monoindustrial de care depindeau multe alte părți ale industriei românești de calibru. Un colos care a hrănit sute de mii de guri din România și care, în cele din urmă, s-a prăvălit asurzitor și a fost dezmembrat până la ultimul nit, până la ultimul șurub. Aici era un combinat care avea vreo 20-21 de mii de oameni. Se produceau vreo 4 milioane de tone. Numai oțelăria Martin II cu 8 cuptoare de 400 de tone producea undeva 3 milioane pe an. România produce astăzi mai puțin decât producea Hunedoara. Combinatul siderurgic Hunedoara a avut în perioada de glorie peste 20 de mii de salariați. Eram considerați un oraș uzină, dacă luăm în calcul că în perioada maximă peste 20.000 de salariați lucrau în siderurgie, în combinatul siderurgic Hunedoara, aproximativ 10.000 de salariați la întreprinderea de construcții siderurgice Hunedoara și câteva mii de mineri care făceau naveta la Ghelar sau la Teliuc. Începând din anii 1970 până, bine, toată perioada numărul lor a variat, până după evenimentele din decembrie 89, când siderurgia a început să primească lovituri puternice. Aici aveam un munte de minereu de fier care deservea cele 8 furnale. Și ce s-a ales de el? Odată cu închiderea combinatului, s-au închis toate. Jumătate din populația orașului Hunedoara lucra în siderurgie, să înțeleg. Părerea mea e că da, dar mai existau încă câteva mii de salariați care făceau naveta la Hunedoara. Exista chiar un tren a navetei care ducea salariați inclusiv din județul Alba, zona Aiudului. În fiecare zi la Hunedoara soseau trenuri de navete cu muncitori. Mai mult decât atât, în perioada schimburilor la Hunedoara, aproximativ 65 de autobuze și trenul local transportau salariații la locurile de muncă. Mai bine de 25 de ani, Petru Vaidoș a fost lider sindical la combinatul siderurgic de la Hunedoara. Hunedoara a fost un producător de oțel care derula peste 4.500 de contracte comerciale pe an și
tehnologiile pentru perioada respectivă erau de nivel mare, erau competitive, în ideea în care printre produsele speciale Hunedoara producea oțel pentru rulmenți, oțel pentru activitatea nucleară, având o instalație de producere a oțelului special. Era un combinat integrat care avea furnale, cuptoare Martin, cuptoare electrice, oțelărie electrică, cea de sus producea 3000 de tone de oțel inoxidabil pe lună, iar jos aveam cel mai modern grup de laminoare din Europa, cu două laminoare Blooming, un laminor de profile grele, care și acum e în funcțiune, laminor de profile mijlocii, laminor de profile ușoare și trei laminoare de sârmă. Despre ce am vorbit? Deci asta vorbim chiar de anul 1990, cam până 1996, perioadă în care combinatul era pe profit într-o societate foarte bulversată de tot felul de mișcări, drepturi, prostii economice, prostii politice. Aveam un depou de locomotive, cred că cel mai utilat din partea asta de România și aveam circa 115 locomotive active, 80. Și unde sunt locomotivele astea? O parte din ele s-au casat, altele, din câte mi-aduc aminte, s-au valorificat, deci s-au mai dat la alte firme, s-au vândut. Aici existau în fluxul cald, adică funcționând 82 de locomotive din 102 parcul total, peste 150 de kilometri cale ferată aici, în zona asta. Pentru fiecare tonă de oțel se mișcau 4 tone de materii prime, asta însemnând cărbune, Valea Jiului, care aveau de mâncare, minereu, 3500 de oameni în zona exploatării de minereu de la Poiana Ruscăi, 4500 de oameni la constructor și mulți alții, pe orizontală. Exista producția de tractoare, producția de autocamioane, producția de automobile, producția de cartușe la Drăgășan cu gir, producția de proiectile la Zârnești, șina de cale ferată, care s-a încercat, dar nu s-a mai apucat. Este vorba de armătura de mină, șenila de tractor și tot ce înseamnă profile pentru toate construcțiile industriale din România. Și în momentul de față, dacă vă uitați bine, aici este o imensă groapă care este, în fapt, o metaforă a atitudinii tuturor conducătorilor după 1989 asupra sau împotriva economiei românești. Cred că cel mai bun oțel din țară se producea la noi. Am produs oțel pentru centrala nucleară de la Cernavodă, oțeluri de rulmenți, oțeluri pentru scule. Deci, din punctul ăsta de vedere, Hunedoara a fost, cred că, cea mai performantă. De aici au plecat mulți oameni meseriași care au contribuit la dezvoltarea siderurgiei românești. Din punct de vedere sociologic, orașul Hunedoara a fost o mare comunitate neselectivă. În afară de oamenii locului, au fost aduși în mai multe etape muncitori din întreaga țară. A rezultat un conglomerat uman eterogen. La Hunedoara era un fel de Eldorado, ținutul prosper care îi atrăgea pe mulți. Sângele locului s-a amestecat cu cel al noilor veniți, iar oamenii părea că își găsiseră rostul. Mare deziluzie. După restructurarea combinatului, cei care au plecat primii au fost cei care veniseră ultimii, apoi au plecat tinerii. Un exod trist care a depopulat orașul. Am prins la combinatul siderurgic aproximativ 10 ani de zile și după privatizare lucrez și în continuare. Am 36 de ani vechime în câmpul muncii.
În ianuarie 1990, combinatul siderurgic Hunedoara, centrul siderurgiei românești, avea peste 20.000 de angajați. Era un oraș furnicar care nu dormea niciodată. Până în 1990, mare parte a ceea ce se producea la uriașul combinat de la Hunedoara era exportată în CAER, Consiliul de Ajutor Economic Reciproc. Acesta fusese creat de Uniunea Sovietică pentru a stimula comerțul dintre țările din blocul estic. Odată cu destrămarea Uniunii Sovietice, dispare și piața de schimb a țărilor component. Sistemul planificat centralizat s-a dovedit a fi falimentar. Când s-a dovedit faptul că tehnologia de la Hunedoara era depășită? Pe parcursul activității după 90, noi ne-am dat seama că profitabilitatea societății a scăzut, că exista un blocaj financiar datorită faptului că încasările nu erau la nivelul la care trebuiau și lucrurile nu mergeau pe un făgaș normal. Tehnologia era depășită din punct de vedere a oțelăriei Siemens Martin. Consumurile specifice erau exagerate, dar la Ostrava încă cuptorul Siemens Martin cu anumite modificări tip Merzbeler s-a funcționat până de curând. Deci se mai putea folosi cât timp era profitabil. În Cehia. Dar cuptoarele electrice cu instalație Watt-Vogt de produse oțel inoxidabil. Se produceau 3.000 de tone de oțel inoxidabil în România, aici. Pentru centrala nucleară, la București, la Republica, făcea extrudare, făceau țev de foraj și așa mai departe. Uitați, toate astea s-au dus. Cauzele distrugerii, din câte știu și s-au discutat mult, n-a mai fost profitabil din punct de vedere al prețului de cost în ceea ce privește transportul minereului de fier de la portul Constanța până la Hunedoara. Deci prețul transportului costa probabil mai mult decât prețul unei tone de fontă. Vrem, nu vrem să recunoaștem, noi nu eram pregătiți pentru o economie de piață. Ca urmare, cei de afară, începând cu serviciile lor secrete, care le promovau interesele lor, au avut grijă să se infiltreze în zona aceasta. Și ca urmare, au avut grijă să elimine concurența. Prima dată, aluminiu, trece mai departe la partea de oțelării, care interesul era rușilor să vândă și au luat prime cel Târgoviște, Câmpia Turzii, care închisă oțelul roșu, au luat-o italienii și alții. Deci, toate aceste organisme antrenate dur în economia de piață au folosit slăbiciunile noastre și, în primul rând, slăbiciunea morală, că luăm în comparație Polonia cu România. Și ce observăm? Că polonezii încă țin la țara lor și își dezvoltă, și cehii își dezvoltă industria lor. Producția combinatului siderurgic Hunedoara a mers relativ bine până în anul 1993. Trebuie spus că la începutul anilor 90, în întreaga industrie siderurgică românească lucrau în jur de 150.000 de oameni. Încet, încet, oferta Hunedoarei devine prea mare în raport cu cererea și începe declinul accelerat. Poate că dacă s-ar fi investit în retehnologizare, combinatul siderurgic Hunedoara ar mai fi produs mulți ani după căderea comunismului. Desmembrarea combinatului a început în momentul în care au început să se oprească activități de producție. În prima fază, împreună cu conducerea combinatului, noi am gândit programe de diversificare a activității. Cu acordul salariaților, unele activități au fost transformate, de exemplu, oțelăria Siemens Martin 1, care avea 5 cuptoare de 100 de tone, a fost transformată într-o înătorie de otiraș tehnologic. De asemenea, a fost înființată o secție de materiale de construcții, bolțar din zgură. După aceea, în momentul în care... În ce an? 1994-95. Iar opririle de activități au început după 1995. În lipsa comenzilor și a dispariției multor sectoare ale industriei românești, activitatea combinatului a avut mult de suferit.
încep restructurările și se anunță greve în siderurgie. Până în 96 a fost profit, a mai fost în 97 declarat, după care s-a cam încheiat cu profitabilitatea la Hunedoara. Din ce motive? Creșterea aberantă a prețurilor gazelor naturale, creșterea criminală a prețului transportului pe cale ferată. Minereul în principal venea din Constanța. Pentru fiecare tonă plăteai 5 dolari pe tonă pentru transbordare. Mai plăteai transportul și foloseai 2 tone de minereu pe o tonă de produs. Am înțeles de la cineva că era mai rentabil să aduci minereul din Brazilia până la Constanța decât de la Constanța la Hunedoara. Exact. De ce credeți că la un moment dat Feste Alpine a vrut să facă lângă Midia să facă o oțelărie și nu la Călăraș, unde a fost cea mai tâmpită aventură tehnologică românească, la care a costat România vreo 2 miliarde de dolari și aia însemna mâncare, benzină, 25 de litri pe săptămână și alte lucruri, fără nicio finalitate. A venit programul acela de disponibilizare în 97, programul Ciorbea. Programul Ciorbea, cum spuneți dumneavoastră, nouă ne-a creat foarte multe probleme, pentru că fiind un oraș monoindustrial și având de exemplu mineritului cu disponibilizări pe bază de salarii compensatorii, în prima fază noi am fi dorit ca sumele mari folosite pentru plata salariilor compensatorii să fie folosite în investiții. Din păcate nu s-a putut și atunci au început programele de restructurare. La Hunedoara programele de restructurare au fost masive, activitățile sindicale au fost de asemenea foarte mari. Din 96 până în 2000, în acești 4 ani, ce s-a întâmplat? Ce se întâmplă? A venit o anumită convenție la conducere, a schimbat directorii pe principii foarte de concurs de împrejurări, nu de concurs de competențe. Vorbim de politică acum. Deci acum vorbim de politică. Și s-au luat niște decizii de anumiți indivizi de la FPS-ul care au fost criminale. Problema este că la discuțiile cu piața comună s-a stabilit că Hunedoara produce 800.000 de tone. Ori asta înseamnă ceea ce e acum, cuptorul electric de la OE2, turnarea continuă la minorul de profile grele. Problema este însă alta. Cum s-a închis și de ce anumite unități de tip ateliere mecanice, de tip turnătorii și așa mai departe, nu au fost separate, eficientizate și așa mai departe, și aici FPS-ul și-a spus cuvântul. Mișcările sindicale au fost foarte mari și datorită faptului că noi nu puteam să acceptăm ca Hunedoara să devină o zonă de război social. Acțiunile noastre au fost de mare amploare, unele cu rezultate bune, dar în același timp au fost și perioade în care la activitățile sindicale sindicatul era lăsat fără muniție, pentru că... Muniție adică materie primă? Nu, fără muniție adică fără susținere, pentru că foarte mulți salariați doreau să plece, nu să rămână. Au fost perioade în care noi, în comitetele de direcție, oarecum negociam sau susțineam introducerea unor salariați pe aceste scheme de plecare, nu se rămână. De asemenea, doresc să subliniez că mulți salariați veneau la noi și ne cereau imperativ să-i sprijinim să plece, pentru că numărul mare de salarii compensatorii era atractiv, deși oamenii nu aveau o pregătire și nici chiar noi o pregătire economică și foarte puțin bani din salariile compensatorii primite au fost investite în investiții. Banii au fost introduși în consum, inflația a fost foarte mare și foarte mulți oameni s-au trezit că n-a fost o afacere chiar foarte mare. Problema este, nu faci ceea ce a făcut Ciorbea, liberalizarea cursului de schimb. Era să bage țara în încetări de plăți. Discutăm de faptul că Stolojan face confiscarea valutei. Deci discutăm de niște indivizi care nu aveau o pregătire să conducă o țară, nu aveau o pregătire să conducă un atelier. Și atunci apar
facilitățile pentru cei care te concurează să-ți anuleze orice avantaj competițional în piață. Oamenii nu au ce face, știu că își vor pierde locurile de muncă. Se destramă familii, rămân tot mai puțini în zonă. Mulți aleg plățile compensatorii, dar își cheltuiesc repede toți banii. Este o situație fără ieșire. Noi am negociat în perioadele delicate creșterea procentului acordat prin contractul colectiv de muncă pentru salariații care își pierd locul de muncă din motive neimputabile lor. Am crescut procentul de la 30% la 50% pentru fiecare an lucrat în societate. Ca un exemplu, la 30 de ani omul lua 15 salarii, la care se adăugau cele 15, 20, 24 de salarii acordate prin hotărâre de guvern de la Ministerul Muncii. Și deci, ajungea la 40 de salarii? Nu, cam la 36-38 de salarii maxim, ceea ce nu este puțin în condițiile în care în prima fază salariile compensatorii se plăteau lunar și în această perioadă salariații aveau asigurat toate drepturile, vechime în muncă, sănătate și așa mai departe. Deci, din acest punct de vedere, oamenii, vă spun că sindicatul a avut probleme în anumite perioade. Ce pensie aveți acum, domnule director? Deci, când am ieșit la pensie, ca să vă dați seama, de la 48 de milioane am ieșit la 6.920.000, jumate din ultimul polițai de la Vadul Dobri. Și acum? Acum este în jur de 3.500 de lei. După câți ani de... Deci din 1979 am lucrat. Am fost primul combinat siderurgic care... În cadrul programului de restructurare a existat și acel program de filializare, ca să spun așa, prin care unele secții care deserveau activitatea siderurgică au devenit filiale, în așa fel încât să își poată dezvolta activitatea, pentru că până la filializare, șeful de secție avea ștampilă pătrată, nu avea personalitate juridică și nu putea să angajeze contracte în numele societății. În anul 2003, guvernul condus de Adrian Năstase demarează așa zisa Marea Privatizare. Și combinatul siderurgic de la Hunedoara intră în acest program. Este o perioadă tulbure. Încep acuzațiile de totală lipsă de transparență a contractului încheiat cu Mittal Steel. S-a făcut o privatizare... spun cu temă, pentru că au mai fost și alții interesați pe ansamblu sau pe secțiuni. A venit Nippon Steel, au venit cei de la Erdemir, au venit și niște ruși care știau meserie gârlă și s-a dat lui Mittal, care avea relații cu altul, dar aici sunt doar presupuneri. Cu câți bani a preluat ArcelorMittal tot ce a fost aici la Hunedoara? Nu, aici nu aș vrea să intru într-o discuție, pentru că sunt foarte multe discuții. Eu nu am văzut programul de restructurare. Erați la sindicat? Nu, știu. Am fost chiar inclus în unele anchete la nivel național, dar contractul de privatizare nu l-am văzut și o spun cu toată responsabilitatea. Se discuta de o sumă infimă de 40 de milioane de euro, dar aici mai există o înțelegere între Mittal și statul român, la data respectivă ISPAT, prin care s-au șters anumite datorii de ale noastre la bugetul de stat și lucrurile sunt încă neclare, dar contractul de privatizare nu l-am văzut. Dar în ce anchete ați fost implicat? Am fost reclamat de mai multe ori de unii foști colegi, un sindicat paralel, pe care nu-l pronunț pentru că nu vreau să-i fac reclamă. Am fost reclamat la Departamentul Național Anticorupție, la DICOT. Atunci am știut ce înseamnă Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism și la DNA. Și ați fost audiat? Am fost audiat. Acuzațiile erau de subminarea economiei naționale, ca și fost participant la actul de privatizare, dar într-un fel mi s-a făcut reclamă pentru că eram pus pe listă cu ministrul Mușetescu, cu directorul general de atunci, cu ministrul siderurgiei, lucruri care s-au dovedit că nu au fost reale și închei subiectul.
anul 2004, România a ratat aderarea la Uniunea Europeană din cauza lipsei reformelor, dar mai ales a corupției. La sfârșitul anilor 90, Traian Băsescu, negociator șef cu Banca Mondială, anticipa dezmembrarea combinatului de la Hunedoara. Acțiunile de mișcări sindicale de la Hunedoara au fost foarte ample. Noi am încercat să atragem atenția că nu putem accepta ca zona să devină o zonă de război social, calamitate social. La discuțiile pe care le aveam la București, mi-aduc aminte că fostul ministru transportului, președintele Traian Băsescu, care era negociator șef cu Banca Mondială, ne spunea: băi, liniștiți-vă, voi ce credeți că dacă vă vinde bucată cu bucată, vă transformă în mărțișare să vă pună în piept, vă pune la lucru. Și noi argumentam că niciunde în lume un combinat siderurgic vândut bucată cu bucată n-a mai funcționat, pentru că fiecare patron avea interesele lui și, în general, profitul în siderurgie se obține greu și după investiții mari. Este incredibilă rapiditatea cu care a fost dezmembrat combinatul până la ultimul șurub. Clanurile mafiote din zonă și nu numai au fost lăsate să colecteze tot fierul vechi. Furnalele au dispărut ca și când n-ar fi fost vreodată aici. Autoritățile au făcut câteva arestări. Un combinat de miliarde de dolari a fost vândut la fier vechi în numai câțiva ani. Fără acordul autorităților române, fără acordul politicului, nu ar fi existat mafia fierului vechi. Am și spus că a fost o perioadă în care eu cred că a fost tolerată, pentru că, neoficial o spun, dar o spun cu toată răspunderea, la discuțiile noastre care le aveam cu autoritățile, ne se spunea: lăsați-mă că nu fură de la voi, ca să nu vă spargă casa sau apartamentul. Deci a fost o perioadă în care au fost oarecum tolerați. Bineînțeles că pe lângă acești oameni care se ocupau cu filializarea, cu vânzarea fierului vechi, au fost și mulți salariați care erau pălmași, oamenii de rând, care nu câștigau foarte mult. În momentul când s-a privatizat combinatul siderurgic, cel care a privatizat, numai din fierul vechi care l-a vândut, nu știu în cât timp s-a recuperat banii, deci nu mai avea nevoie de altceva. Și cine a fost acest lucru? Și cât era o magazie și ce materiale erau în magazie? Cine erau conducători, cine au făcut asta? Da. Păi cei care au fost, s-au condus combinat în perioada respectivă. Și bineînțeles, guvernanții. Pentru că nu puteau să facă conducătorii de aici fără să aibă... Că era mic cu domnul Pogea, mi-a fost simpatia la un moment dat, că era băiat tânăr. Dar promovând un inginer siderurgic ca ministru al finanțelor, vă spune ceva? Există de foarte mulți ani un proces a mafiei fierului vechi. Nu vreau să intru în detalii deosebite pentru că nu le stăpânesc, dar a existat o perioadă în care disponibilizările masive de la Hunedoara a făcut ca foarte mulți oameni să nu mai aibă activitate și să se ocupe de manevre cu fierul vechi, ca să nu spun de furtul fierului vechi. Am avut perioade în care chiar la poarta de intrare la oțelărie se construise un centru de colectare a fierului vechi, în care noi descopeream aproape zilnic piese de schimb, unele dintre ele nefolosite niciodată, luate din combinat și puse la poarta combinatului ca să fie vândute ca fier vechi. Am înțeles eu că acel centru de fier vechi aparținea unui polițist? Nu, au fost implicați mai multe persoane. Ele sunt în proces, am văzut chiar că în ultima perioadă s-au dat niște sentințe, unele definitive, altele nu. Adică? Chiar de condamnare la ani, de, să zic, până la 8 ani, 6 ani, 5 Pentru ani. Pentru ce? Pentru... Devalizare? Furtul fierului vechi. Dacă mă refer la, dacă folosesc termenul de mafia fierului vechi, cred că am spus foarte multe. E adevărat că la poarta combinatului exista o firmă care lua fierul vechi? Și-l vindea? Erau mai multe? Sigur că erau mai multe. În oraș au făcut mai multe, pentru că asta era materia primă de unde se putea se tăia, se demola. Păi era fier vechi. Nu vedeți dacă, nu știu dacă ați fost în combinat, pe partea cealaltă unde era combinatul, acolo era structură metalică.
Și? Aia trebuia, nu trebuia întrebințată de cineva. Au tăiat-o? Sigur. În perioada în care s-au oprit activități, a existat o secție a combinatului siderurgic care făcea desmembrare de fier vechi. Deci nu tot ce a fost hală și capacități de producție au fost pe mâna mafiei fierului vechi. La combinatul ArcelorMittal sau ceea ce a mai rămas din acesta mai lucrează puțin peste 600 de oameni. În 2003, la momentul preluării, erau 2250 de angajați. Ce angajament și-a luat ArcelorMittal? Asta trebuie să știți ca sindicat. În 2003, când au preluat Hunedoara, referitor la tehnologizare, retehnologizare principalul angajament care l-au luat, l-au respectat. Care? Și asta o spun în spiritul adevărului. La data respectivă, noi stăteam foarte prost la capitolul laminate, pentru că laminoarele noastre erau vechi și produceau profile care nu prea se mai găseau pe piață. Și atunci au promis și au realizat un laminor nou din profile europene, care s-a terminat în anul 2009-2010 și astăzi funcționează. Din acest punct de vedere, doresc să subliniez că cunosc oarecum siderurgia europeană. 13 ani am fost membru în Comitetul European ArcelorMittal, am vizitat multe combinate siderurgice. Astăzi, la nivelul la care combinatul de la Hunedoara a rămas, are tehnologii oarecum competitive, pentru că cuptorul la care am făcut referire este generația anilor 2000, laminorul generația anilor 2010, deci nu discutăm de tehnologie 1900 toamna foarte vechi. Ce s-a întâmplat cu oamenii? Toți acei oameni pregătiți. Deci toți oamenii pregătiți, de exemplu, o mare parte din cei de la OE2 lucrează în Italia, e o oțelărie care are mai mult de jumătate oțelari de la Hunedoara. Minierii, în general, au plecat prin Africa de Sud, iar ceilalți au fost disponibilizați sau șomeri. Fiind o zonă monoindustrială și o activitate sau o pregătire specifică, a găsi de lucru era foarte greu. La nivelul la care vă spun eu și de pe poziția care am avut-o noi, singura implicare, cel puțin în cazul Hunedoarei, a fost capitolul protecție socială. Din 2003 până în 2020, de la 2200 de angajați, au rămas 600. 600 și 80, 60, variază în raport de... Ce produce acum ArcelorMittal? Din păcate, astăzi Hunedoara produce profile economice. Vă spuneam că din punct de vedere a tehnologiei nu suntem nici în top, dar nici ultimii la nivelul ArcelorMittal Europa. Problemele mari pe care le are Hunedoara astăzi sunt legate de mediul economic care este ostil siderurgiei, nu numai Hunedoarei. Și când spun acest lucru, o spun cu toată responsabilitatea. Au fost perioade și acum, când prețul energiei electrice este cel mai mare din cadrul Uniunii Europene. La un moment dat, la un Comitet European de Întreprindere în 2018, mi se spunea că la un preț mai mare cu 60-70% decât în Germania, deci când spun 60-70% nu mă refer la 6-7%, rezultatul este ca la poarta combinatului oțelul de la Hunedoara să fie mai scump decât la Düsseldorf, ceea ce, ca perspectivă, dacă lucrurile nu se vor rezolva, s-ar putea să fie probleme mari. Există chiar o atenționare din partea lui ArcelorMittal în această direcție și aici aș dori să mai spun ceva. Ponderea energiei electrice în total costuri, în siderurgie, în special la cuptorul electric care produce o șarjă de 100 de tone în 20 de minute, este foarte mare, depășește de câteva ori fondul de salarii și anulează, între ghilimele spus, avantajul nostru de salarii mici. Inginerul Dorinel Popa s-a pensionat, nemai având unde să lucreze la combinatul siderurgic Hunedoara. S-a angajat la noi patroni indieni și a ales să rămână în oraș. Ați ieșit la pensie? Da. Și lucrați suplimentar, practic. Da. Și e convenabil?
Da, e convenabil. Ați ieșit cu o pensie bună? Deci, pensia nu e pe valoarea muncii prestate, pentru că salariile au fost întotdeauna cam mici în siderurgie. Din punctul ăsta de vedere, sindicatul și toți cei care au fost implicați, nu s-a reușit să se obțină salarii pe valoarea muncii pe care o presta un siderurgist, să spun așa, în fața focului, cu greutăți, cu familii numeroase și așa mai departe. Eu, după ce am ieșit la pensie, ca să îmi găsesc de lucru, pentru că n-am vrut să mai stau cu indienii în ziua în care am avut condiții de pensie, am mers și am lucrat în India, în Nigeria, în Ucraina și acum, dacă nu era război, eram în Iran. Vă spun cu toată responsabilitatea că nu îmi reproșez foarte multe lucruri din activitate și nu cred că mai mult se putea face, având în vedere și de ce s-a întâmplat cu siderurgia românească în general. Uitați-vă Călărașul, Câmpia Turzii, Oțelul Roșu. Ar mai fi de subliniat un lucru pentru nostalgici, și eu sunt nostalgic, până la Dumnezeu, pe meseria mea. În Duisburg era fabrica lui Krupp și a lui Mannesmann, amândouă cu 4 milioane de tone. A lui Krupp s-a închis. Era peste toate fabricile din România tehnologic. Comunitatea de fontă și onțel, pe baza căreia s-a făcut piața comună, stabilește asta și gata. Ca urmare, să nu ne facem iluzii că după ce ai semnat cu piața comună, mergi cu mai mult de 800.000 de tone la Hunedoara. Primarul orașului Hunedoara este la al doilea mandat. Are de rezolvat urgent problema ecologizării haldelor de steril, dar și a fostei platforme a combinatului. Orașul Hunedoara a fost în trecut unul dintre cele mai poluate orașe din România. Bolile profesionale au făcut ravage aici. Mulți oameni au murit. Multe cazuri de cancer, multe cazuri de boli de plămân, nimeni nu a scăpat de asta. Au murit mulți? Mulți. Mulți. Familiile noastre sunt afectate de asta. Deci tatăl meu a lucrat în mină, a murit tot de o boală profesională. Mama mea a lucrat într-o uzină de preparare și până la urmă tot o boală profesională a decedat. Practic toți am avut în familie astfel de cazuri. Nu cred că este hunedorean care să nu fi avut pe cineva din familie afectat de o boală profesională pentru că a lucrat la mine, la uzinele de preparare sau la combinat, sau să cunoască pe cineva, un vecin, ceva. Deci întotdeauna există. Orașul Hunedoara s-a depopulat masiv în ultimii 30 de ani, ajungând azi la 50.000 de locuitori din peste 90.000. Tinerii au plecat la muncă în străinătate. În prezent, în oraș, mai lucrează în jur de 12.000 de oameni. Din păcate pleacă mulți, deși la Hunedoara s-a înființat Institutul de Ingineri, există o filială a Universității Petroșani, există câteva școli tehnice, licee, dar asta nu înseamnă că lucrurile sunt rezolvate și, din păcate, Hunedoara a pierdut câteva investiții din lipsa personalului calificat. Și infrastructurii. Și infrastructurii, categoric. Noi nu avem nicio șosea care să lege Transilvania de la Hunedoara, ajungi mai ușor la Viena decât la București. Asta spune mult. Poate ceea ce ar trebui să subliniez ar fi lipsa locurilor de muncă bine plătite. Că, vedeți dumneavoastră, decalajul acesta față de vest nu poate fi recuperat dacă nu ai salarii din ce în ce mai bune. Și aici e o problemă, da, e o problemă generală. Ce activitate aveți aici? În privința locurilor de muncă, este o fabrică de automotive, o fabrică foarte mare. ArcelorMittal în continuare are câteva sute de locuri de muncă, cred că aproape 800 de locuri de muncă. Și sunt tot felul de alte activități, de servicii, de turism, pentru că ne axăm foarte mult pe partea de turism. Am înțeles că... Confecții, încălțăminte. Am înțeles că aveți și o platformă unde Consiliul Local este parte.
La ce fel de platformă? În cadrul platformei siderurgice. În anii, atunci la privatizare, s-a creat o societate care se află sub ordinea Consiliului Local, care a primit parte din terenurile fostului combinat, aproximativ 100 hectare mai precis. Din păcate este un teren contaminat, nu periculos, dar contaminat, evident dacă acolo a existat combinatul siderurgic, și așteptăm cu nerăbdare noile linii de finanțare pentru decontaminarea platformelor siderurgice. Nu s-a făcut nimic în România în sensul acesta. În următorii ani, la modul în care se face politica și la care este de stimulare economică, discutăm, nu? Nu are rost să stai pe aici. După 6-7 ani nu o să fie nicio diferență între aici și în afară, pentru că proprietarii vor fi aceiași. Adică? Adică nu contează că mergi în Germania sau aici, proprietarul e tot acolo. Orașul Hunedoara, ca de altfel întreg județul, are un potențial turistic fabulos, insuficient exploatat. Județul Hunedoara, din punct de vedere turistic, este cel mai dezvoltat sau cel mai binecuvântat de Dumnezeu din toată Europa. Ai ape minerale. Pe Valea Mureșului dau oamenii apa minerală la vaci. Ai izvoare cu apă caldă, Călan, Gioagiu Băi și mai sunt vreo câteva. Ai al 10-lea parc din lume retezatul, ai Castelul Corvinilor. Deci ai tot ce vrei. Turismul este cel mai important motor economic al administrației locale. Evident, ne referim la Castelul Corvinilor, unul dintre primele 10 castele din lume, care anul trecut a avut cel mai mare vârf de vizitare din toată istoria de când se vizitează, din anii 60. Peste 400.000 de turiști. Deci eu am declarat în urmă cu un an de zile că anul 2019 va fi vârful la 400.000. Trebuia ca o diferență față de anul anterior, 50.000 de turiști în plus. Și toată lumea a spus că-s nebun, n-am cum. 400.000, deci este imens. Puține orașe din România de dimensiunea orașului Hunedoara se pot lăuda cu un buget la fel de mare, peste 70 de milioane de euro. Bugetul nostru atinge o cifră astronomică pentru un oraș de dimensiunile Hunedoarei, 356 de milioane de lei este bugetul nostru. O comparație la Deva, am înțeles, undeva la 100, 190 de milioane, deci ținând cont că e capitala de județ, dar încă o dată subliniez, acest buget este atât de mare pentru noi pentru că avem acești bani europeni și banii pe planul național de dezvoltare local. Deci fără ăștia, bugetul ar fi foarte mic. Din 356 de milioane, 70% se duc către investiții. Nu cred că există undeva în România așa ceva. Că de regulă investițiile sunt cam 30-40% din buget. Deci 70% pe cifre. Peste 2 milioane de euro au fost cheltuite de administrația locală pentru o alee pietonală și pentru o fântână muzicală. Este una dintre cele mai frumoase construcții de acest gen din țară, cu siguranță unică în județul Hunedoara. Practic, atunci când am gândit toată piața, aveam o problemă. Lumea începea să circule pe pietonal, să se bucure de o zonă închisă, o zonă care nu este circulată de mașini, dar n-aveai unde să te duci. Încă aveam probleme cu Casa de Cultură și atunci am zis, haide să gândim altceva. Și am gândit această fântână. Distrugerea combinatului siderurgic Hunedoara a condus și la dramatica decăderea sportului de înaltă performanță din zonă. Legendarul stadion Corvinul este depășit de vremuri și se intenționează demolarea sa. Echipa Corvinul se zbate acum în Liga a treia după multe scandaluri locale. Copiii din oraș nu au o pistă de atletism și se antrenează pe unde apucă. Este o mare tristețe să vezi ce s-a ales de marea tradiție în sport a Hunedoarei. Alpinismul, am avut primii doi români pe Himalaya, pe Rițișan și pe Mărcuș. Boxul a dat pe Mihai Leu, handbalul a dat pe Vasile Sângă, atletismul Ilcu Marieta, dublă campioană mondială și multiple medaliate la europene și în Cupa Mondială a reprezentat Europa luând argint. Apoi a venit perioada Mariei Cioncan, care a adus ce
lipsea în panoplia clubului nostru. Lipsea o medalie la Jocurile Olimpice și Maria a adus-o. Deci acest club are în panoplie tot ce se cheamă medalii, începând de la Jocurile Olimpice și terminând cu campionate naționale și mai jos, n-am vorbit balcanice și altceva. Atleții noștri în perioada cu ploi și cu zăpadă și cu, deci cu intemperii, se antrenează pe un trotuar la ieșirea din Hunedoara. Un trotuar care este pentru pietoni și pentru cicliști. E trist. E trist. Este foarte trist și mi-am câștigat destui dușman pentru că n-am tăcut din gură și am spus-o așa cum o spun și acum, nu se poate fără bani. În tinerețea mea, când m-am apucat de sport, mi-am pus un moto deasupra biroului. Acum nu mai e, pentru că culmea că acum e mai de mare actualitate, l-am luat jos. Acolo citisem eu într-o carte un moto și zic, mai ia să-l scriu și eu. Când intrați în sanctuarul sportului, lăsați politica afară. Aceasta este povestea orașului Hunedoara, aproape îngenunchiat în ultimii 30 de ani. Splendidul oraș ardelenesc a supraviețuit vremurilor turbate și încearcă să meargă mai departe. Combinatul s-a dus, poluarea aproape a dispărut, iar orașul își așteaptă tinerii înapoi.